Statistica este ramura matematicii care se ocupă de colectarea, organizarea, analiza și interpretarea datelor numerice. Statistica ne permite să interpretăm un volum mare de date, astfel încât să le putem înțelege sensul, să urmărim tendințele și să luăm decizii bine documentate. Gândește-te la un domeniu în care ți-ar plăcea să faci o cercetare pe cum propriu. Ce date crezi că ți-ar fi necesare pentru a afla ceea ce ai nevoie? Poate că ar trebui să urmezi un proces structurat de analiză a datelor, urmând patru etape. Design și planificare, colectarea datelor, procesarea și reprezentarea lor, interpretarea rezultatelor. Datele pot fi colectate folosind diverse instrumente. Un chestionar, spre exemplu, ale cărui întrebări pot fi aplicate oricui sau pe un anumit eșantion de persoane. Experimentele pot reprezenta o altă sursă de date, cum ar fi observarea în științe sau geografie. Tipurile de date pot fi clasificate: date primare, adică cele colectate de către tine însuți, date secundare, colectate de către altă persoană, de asemenea. Trebuie să ai cunoștință de existența datelor discrete, continue și calitative. Datele discrete au valori particulare, fiecare dintre acestea putând fi contabilizate. Datele continue pot lua orice valoare într-un interval și pot fi măsurate pe o scală. Datele calitative sunt descriptive, ne oferă multe informații, dar nu măsoară ceva anume. În proiecte de cercetare este nevoie adesea să adunăm la un loc date doar pentru un anumit eșantion dintr-un întreg grup reține. Cu cât este mai mare eșantionul ales, cu atât mai corecte sunt datele ce vor reprezenta întregul. Un eșantion sistematic este acela în care fiecare termen n dintr-o listă este ales. Într-un eșantion stratificat, totul este pus într-un grup și apoi eșantioanele sunt luate din fiecare grup. De ce crezi că aceasta poate oferi o mai corectă înțelegere a datelor? Putem folosi diferite formule pentru a ne ajuta să identificăm sensul sau tendințele datelor colectate. Cele mai folosite sunt media, valoarea mod și mediana. Media, denumită și media aritmetică a unui set de valori, este suma acelor valori împărțită la numărul de elemente. Valoarea mod este cea mai frecventă valoare dintr-o mulțime de date. O cantitate mare de date poate fi înregistrată pe fișa martor, care ne va permite să identificăm valoarea mod. Mediana este valoarea de mijloc a unei distribuții. Dacă ordonăm elementele unui șir de la mic la mare, mediana va fi la mijloc. Amplitudinea este reprezentată de valoarea cea mai mare minus valoarea cea mai mică din setul de date observate și oferă o imagine a întinderii datelor observate. Cu cât se măsoară mai multe elemente, cu atât șansa de a observa valori mai depărtate crește, deci șansa de a obține o aplitudine mai mare. În cazul anumitor date putem găsi anomalii. Acestea se numesc valori extreme. Valoarea extremă înseamnă că nu se încadrează în tipar. Valoarea extremă este opusul tendinței, a trendului. Odată ce datele sunt colectate, acestea sunt adesea reprezentate vizual într-o multitudine de modalități, în așa fel încât să ne ajute în etapa de analiză și interpretare a acestora. Un pont. Să fii atent întotdeauna să alegi cea mai potrivită metodă pentru afișarea datelor tale. Anumite metode pot conduce la o interpretare greșită sau o înțelegere eronată a datelor tale. Privește următoarele exemple. Cum le-ai interpreta?